dimineața, oameni buni! Primesc foarte multe mesaje. Cum reușesc eu să rămân motivat, să rămân focusat și cum am energie să-mi duc antrenamentele? 2-3 antrenamente pe zi. Ei bine, mă trezesc dimineața și sunt obosit. Știi sentimentul ăla când te trezești și te simți bătut? Ei bine, așa mă simt și eu. Numai că, ușor, ușor, în 30 până la 60 de minute, încerc să fac corpul să intre într-o stare în care să se poată antrena. Cum fac asta? Păi, în primul rând, am răbdare cu mine. În primul rând, accept situația. În al doilea rând, mă apuc să fac stretching și yoga. După care, folosesc niște suplimente. Că sunt pastile, că sunt prafuri, n-are importanță. Folosesc niște suplimente care mă ajută să-mi optimizez performanța. Plus, motivația de aici și de aici și de la voi. Cam asta e situația. Haideți să vă arăt ce folosesc. Bun, și pentru că știu că e foarte complicat pentru voi, am să o păstrez cât mai simplu posibil. Acestea trei, pac, pac, și cu acesta mic de aici, care ăsta îmi dă și energie, are cofeină, astea sunt pachetul pentru definire. După care, multiminerale și vitamine pentru o funcționare optimă a corpului. După care am pre-workout-ul, da? Pe care îl îmbunătățesc cu citrulină pentru pompare, glutamină și creatină monohidrată simplă, fără arome, doar ăsta are aromă, blue raspberry, cea mai bună din punctul meu de vedere. Astea ca să-mi păstreze masa musculară pe perioada pregătirii, să fie mușchiul plin și rotund. Eu mă simt foarte bine de la această combinație. Aici am și eu pre-workout-ul meu, o să-l beau și o să merg la sală. Cam asta e situația pe simplu și pe rapid înainte pentru voi, pentru a înțelege și pentru a vă bucura de un antrenament productiv. Și când combin ce v-am arătat mai devreme cu puține fructe, căpșuni și afine, de exemplu, aici, iese așa o nebunie. Și cu un view ca acesta și cu un partener motivat, antrenamentul perfect. Asta e rețeta unui antrenament perfect. Nu? Ce credeți că mai lipsește? Cum? Super, super. Stă mai prost cu muzica, da? Ne vedem la nivelul următor. Asta e. Ajungem acolo și mai dăm drumul după aia la cameră, dacă mai putem. Hai că am reușit să resuim și pe scooter. Mulțumim, Alex. În cât timp ne vedem? Când se termină benzina, păi n-ar fi bine să rămânem pe acolo. Ai idee cam cât să ne dăm? 10, 15, o oră? O oră? Păi îmi rup antebrațele într-o oră. Ne dăm și noi 15 minute și venim înapoi. Vă ceți la magazin acum, da? Bine, hai. Hai să ne distrăm. Anca e pentru prima dată pe skijet, așa că haide să ne dea un feedback rapid. Cum să par primele 5 minute pe skijet? Mișto, agresive. Te așteptai să fie așa? Să-ți dea cu tine așa tare de fii da, pe apă? Da, oarecum da. Da? Hai să vedem, mai vedem și peste 10 minute dacă mai are același feedback. Uitați-vă ce frumoase casele alea acolo pe coastă. Valurile sunt măricele, am făcut câteva salturi. O
să încerc să merg încet acum ca să nu scap telefonul în apă. Tare mi-e frică să nu scape telefonul. Fagă-l că-l scap. Vreau să conduc și eu. Ia zi cum e. E altceva, e când altceva sare așa. Te vezi așa în larg pe jet agresiv. Vrei și tu să conduci, nici n-ai mers bine, și gata, vrea și ea să conducă. Femeia, mă, vrea și ea repede să conducă. Femeia? Omul curios, da. Iartă-mă pe mine. Te rog. Gata, sunt pasager acum și zice, când a trecut la comandă, zice, asta e accelerația și frâna care e? Nu avem frână, frână nu există, frână e când nu mai accelerezi și te opresc balul. Wow. Ia vezi. Ia vezi ce agresiv. Că sunt la conducere. Ha. Stai că scap telefonul, stai că scap telefonul. Ce ai mă, să am fiu direct în el, e nebun la cap. Suntem în larg. Am ajuns la insula asta, care arată absolut demențial. Mai sunt câteva iahturi pe aici parcate și câteva veliere și un catamaran. Păi nenea, cu eram singur și acum au apărut ăștia, unii pe parte, unii pe parte. Mi se îmbac și aia dacă îmi dau seama de unde au apărut. De sub apă. Deci e super senzație în apă. Gol în apă, e super tare. Trebuie să încercați chestia asta. Ce voiam eu să zic, am uitat. Urc acum și... Nu mai știu, voiam să zic ceva. Nu mai știu ce vreau să zic? Vreau să te întreb dacă vrei să pleci fără mine. Ai șansă să pleci acum fără mine. Mă lași aici în ocean. Te pescuiește care va nu fac griji. E la mine, stai liniștită că nu pleci nicăieri fără mine. Hai să mergem. Am stat o grămadă. Uite, așa trebuie să o scoatem și noi pe ăsta. Din apă. Cât zici că e ăsta de închiriat? 500 pe zi. 500 pe zi? Sau 60 de euro la 15 minute? Cam puțin închirează așa. Puțin, pe zi. Oho! Patinez. Aduci mașina? Da. Hai că țin eu aici. E greu? Nu. Se vin de casa asta. Vreau să o cumpere. Vrei să o cumperi tu? Da. E bine. E mică. Nu e dacă vreo milion și ceva, probabil. Zici? Păi da, dacă un apartament. Are două camere în puii mei. Păi și apartamentul de sus, de acolo câte crezi că are de 800 de mii? Au, ce frumos i-a pus. Carge de seară. Da, pentru tine oricum e la jumătate de preț, cel puțin. Cardio de seară, urcare în pantă, o să mai fac puțină gimnastică, plus chijetul, plus înnotatul. Cam asta a fost azi. Uite, de apartamentele astea de aici ziceam că sunt 800 de mii. Astea de aici, care sunt exact în fața noastră și au view-ul acesta, ca al nostru. Deci în loc de podul normal, cu două picioare aici, ăsta poți să-l faci prima serie ca și încălzire, da? Deci rezici bazinul în continuarea trunchiului, până la genunchi, da? Aici. E, varianta următoare, împingi un picior și împingi doar într-unul și aliniezi corpul și... Da? Și aici împingi cât mai mult. Dacă ar fi să fie pe celălalt picior, e așa.
încerc să ții aici câteva secunde. Asta e. Sunt aici întins la soare, la prima oră îmi fac stretching-ul și am zis să închei vlogul de ieri, pentru că această serie de vloguri are ca și scop un fel de jurnal și de monitorizare a evoluției mele. Vreau să vă spun că alaltă ieri a fost o zi în care nu m-am antrenat și după fiecare zi în care fac o pauză de genul ăsta, urmează o zi în care mă antrenez foarte bine și foarte intens. Și ieri m-am antrenat foarte bine, greutăți dimineața, forță, antrenament de forță, după care pe seară am avut și cardio, urcare în pantă și un antrenament de gimnastică, să-l numesc așa, un fel de exerciții de stretching combinate cu ceva atârnat la bară, în fine, consum de calorii una peste alta și sănătate pentru coloană. Asta fac zilnic. Și ca și feedback, aș putea să vă spun că simt că am evoluat foarte bine într-o săptămână. Momentan simt că stagnez, nu simt că mai evoluez. Mai am 7 zile până la concurs. Nu am filmat zi de zi, am încercat să filmez aproape în fiecare zi în funcție de activități și în funcție și de timpul alocat. Am încercat să mă și detașez, să fiu cât de cât și în vacanță, să fiu și prezent cât mai mult, că de fapt despre asta e vorba, să fii cât mai mult prezent și să trăiești acest moment. Dacă aș sta numai cu telefonul în mână și dacă aș sta numai pe YouTube și pe Instagram, aș pierde foarte mult din conexiunea cu prezentul și fac asta, pierd foarte mult, dar în același timp simt că asta mă și ajută să evoluez, să păstrez conexiunea cu voi, să evoluez pe partea, chiar și pe partea spirituală. Faptul că mă deschid în fața voastră și abandonez orice idee de a fi perfect, pentru că odată ce te expui aici, nu mai ești judecat de toată lumea. Și chiar și asta este o lecție și un progres pentru mine. Și vreau să vă mulțumesc, vreau să le mulțumesc celor care mă judecă și care mă critică. Îmi faceți un bine. Voi habar nu aveți, dar îmi faceți un bine. Mamă, cum se vede lumina asta, soarele ăsta aici nebun. Vai de cap. Ce umbre. Da, asta e forma, sunt mulțumit. Abia aștept să ajung acasă, să merg la concurs, să mă fi pe scenă și să vedem ce o să iasă. Este aproape și să ne vedem cu bine. Like, subscribe și toate cele. Unde ești, măi soricele? Nu mai văd, uite lumina asta aici. Like, subscribe și toate cele. V-am pupat. La revedere!